vedeți, am venit cu pisoiul acasă. A stat 3 zile în clinica veterinară. Din păcate, șansele lui sunt cam minime. Deci nu mănâncă, nu bea apă singur. Doctorul mi l-a dat acasă. Mâine trebuie să mă duc să iau tratamentul în care are perfuzie aici. Și a zis că dacă avem răbdare cu el, să-i dăm să mănânce cu seringa, poate ar avea câteva șanse. Deci starea lui nu este prea bine. Dar vom încerca, vom lupta. Este un pisoi tânăr, a spus. Hai să încercăm să vedem dacă mănâncă aici. Am făcut un pic de lăptic cu ou și cu un pic de pateu. Dacă ar mânca măcar seringa asta. Ușor, cu grijă. Haide, mama, deschide gura. N-ai mâncat nimic de 3 zile, asta numai la perfuzie. Văd că înghite. Bravo, o să-i mai dau una. O să vă ținem la curent cu starea lui. Din păcate, așa este. Încă o dată mii de mulțumiri tuturor care ați sprijinit acest caz și ați fost alături de acest pisoiaș. O să vă ținem la curent cu starea lui de sănătate. De moment atât am putut face pentru el. Vor urma tratamentele în continuare. Oricum, noi o să vă ținem la curent cu starea lui de sănătate și vedem ce va urma.